europeni, că noi, de fapt, dorim să avem o guvernare civilizată, o guvernare onestă, dar avem ocazia să ne busumflăm, cum fac moldovenii. Mi-amintesc, stai, că Dumnezeu să-l ierte, când a venit, da, când a venit Voronin, scria un editorial în ziarul Timpul și a făcut un pamflet, spunea că moldovenii, când se strâng și îi apucă pesimismul, la un coz de masă plâng și votează comunismul. Sper foarte mult ca de asta dată să nu facem lucrul ăsta, să încercăm să înțelegem că lucrurile sunt mult mai complicate, lucrurile sunt mult prea importante ca să ne lăsăm manipulați sau lăsați pradă emoțiilor, anumitor frustrări, ure, nemulțumiri. Foarte multă lume are nemulțumiri față de putere și e ok, într-o societate democratică nu-i nimic ieșit din comun, dar totuși trebuie să înțelegem care este miza acestei competiții.